Medicii din Franța și din mai multe județe ale României au ajuns în comuna Păltiniș din județul Botoșan și acordă consultații medicale gratuite. Pentru realizarea acestei acțiuni, autoritățile locale din comună au pus la dispoziție un centru de zi pentru bătrâni și au asigurat transportul persoanelor de la domiciliu până la centru. Crucea Roșie a venit cu o echipă de medici și asistenți și cu toată aparatura medicală necesară. Caravana de sănătate a ajuns de mai bine de o săptămână în localitatea Horodiștea, din comuna Păltiniș. Medicii din Franța și din mai multe județe ale României au făcut consultații și investigații medicale gratuite pentru câteva sute de persoane. Este vorba de câteva consultații, în primul rând despre analize și parametri, după care avem medicină generală, pediatrie, eco, optometrie, ginecologie și stomatologie pediatrică. Astea sunt specializările care sunt asigurate, unele dintre ele pe durata celor 3 săptămâni, altele pe durata a câtorva săptămâni pe zile, a câtorva zile pe fiecare săptămână în parte. Crucea Roșie a venit la Păltiniș cu o echipă de medici și asistenți și cu toată aparatura medicală necesară. Zilnic sunt pacienți care vin la consultații realizate de medici ginecologi, cardiologi, pediatri, stomatologi și oftalmologi. Din păcate, comunitatea îmbătrânită, să zic așa, adică cam tot ce depășește de 70 de ani, pare să că n-au mai fost de foarte mult timp la un control oftalmologic și am descoperit foarte multe persoane care au cataractă, persoane pe care ochelarii nu-i mai ajută și care ar trebui cu siguranță să meargă la un control mult mai amănunțit pentru a vedea ce e de făcut. Noi aici facem, să zic așa, un control preliminar, adică facem un screening, putem să-i ajutăm pe cei care au nevoie de ochelari. În schimb, toți cei care au nevoie de ceva mai amănunțit, le facem o recomandare că trebuie să viziteze un oftalmolog, unde trebuie să facă un control specializat și să vadă exact care e parcursul următor. Ne-au anunțat că să facem un control, n-am venit aici, zic, ne bucurăm măcar că mai știi cineva că suntem bătrâni. Și cum vi s-a părut? Bravo, respectos, bine, acum ce-mi pare rău, cât bătrână. Și au făcut treaba medicii? Da, sau? Bravo, da, foarte treabă, foarte bun. Bravo. Îmi plac oamenii personalul, sunt foarte amabili și în același timp foarte benefic pentru noi. Mi-au ajutat foarte mult. Ai venit la ochi? Da, la ochi. Și-o decurs totul bine. Pentru realizarea acestei acțiuni, autoritățile locale din comuna Păltiniș și-au pus la dispoziție un centru de zi pentru bătrâni și au asigurat transportul persoanelor de la domiciliu până la centru. Caravana de sănătate, care se derulează în cadrul unui proiect finanțat de Crucea Roșie, va sta în comuna Păltiniș până în 22 martie.